toată lumea poate să-și albească dinții. Iarăși, aș pune niște limite de vârstă, nu foarte, foarte tineri, copii, este absurd, este prea devreme din punctul meu de vedere. Dar, grosomodo, se poate face în două feluri, în cabinet, sub anumite criterii și o anumită procedură, cât și acasă. Acasă se folosește un anumit gel de o anumită concentrație, mai slab decât în cabinet. Iar în cabinet se folosește, în principiu, același gel, dar mai concentrat. Important este, ulterior, să se facă o remineralizare a dinților, pentru că este totuși o traumă la nivel de smalț dentar. Rămân mai mult sau mai puțin niște sensibilități la unii pacienți, de la dinte la dinte diferit. Nu sunt obligatorii, dar trebuie luate în considerație.